Vă invit să ne ridicăm în fața Cuvântului Lui Dumnezeu, Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 3, de la versetul 20 la versetul 30, este pagina biblică 964-965, de unde voi citi Cuvântul Domnului. Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 3, versetul 20 la 30, pagina 964-965 în Biblie. A venit în casă și s-a adunat din nou norodul, așa că nu putea nici măcar să prânzească. Rudele lui Iisus, când au auzit cele ce se petreceau, au venit să pună mâna pe el, că își ziceau și a ieșit din minți. Și cărturarii, când s-au coborât din Ierusalim, ziceau, este stăpânit de Belzebul, scoate draci cu ajutorul Domnului dracilor. Iisus i-a chemat la el și le-a zis în pilde, cum poate Satana să scoată afară pe Satana? Dacă o împărăție este dezbinată împotriva ei înseși, împărăția aceea nu poate dăinui. Și dacă o casă este dezbinată împotriva ei înseși, casa aceea nu poate dăinui. Tot astfel, dacă Satana se răscoală împotriva lui însuși, este dezbinat și nu poate dăinui, ci s-a isprăvit cu el. Nimeni nu poate să intre în casa unui om tare și să-l jefuiască gospodăria decât dacă a legat mai întâi pe omul acela tare. Numai atunci îl va jefui casa. Adevărat vă spun că toate păcatele și toate hulele pe care le vor rosti oamenii, li se vor ierta. Dar oricine va huli împotriva Duhului Sfânt, nu va căpăta iertare în viac, ci este vinovat de un păcat veșnic. Aceasta pentru că ei ziceau, are un duh necurat. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Mă rog, Domnul, să ne vorbească în această dimineață. Tema pe care o am nu este o temă ușoară, pentru că trebuie să vorbesc despre păcatul care nu se iartă. Și mi-am intitulat mesajul în această dimineață Păcatele care nu le iartă Dumnezeu. Sunt oare păcate pe care nu le iartă Dumnezeu? În textul de față spune Domnul Iisus și menționează despre un păcat pe care nu le iartă niciodată Dumnezeu, nici în viacul acesta și nici în cel viitor, adică în veșnicie. Păcatul acesta despre care vorbește Iisus aici este hula împotriva Duhului Sfânt. Așa ne spune, dar oricine va huli împotriva Duhului Sfânt nu va căpăta iertare în viac. Există oare păcate pe care Dumnezeu nu le iartă în viac? Și dacă există, care sunt acele păcate pentru ca să ne ferim de ele? Noi știm că Dumnezeu iartă păcate, că Hristos a venit în lumea noastră pentru ca să plătească vina păcatelor noastre. Adică noi folosim niște termeni omenești, nu știu dacă sunt cei mai corecți, să plătească. De fapt, mai corect ar fi, Hristos a venit în lumea noastră ca să satisfacă, să mulțumească sfințenia lui Dumnezeu. Și ca să mulțumească, să satisfacă sfințenia lui Dumnezeu, trebuia o jertfă sfântă, fără de păcat, adus înaintea lui Dumnezeu, ca noi să fim justificați, spălați, iertați, absolviți de păcatele pe care le-am făcut. Și asta a făcut-o Hristos, slăvit să fie Dumnezeu. Noi toți ne-am născut păcătoși. Nimeni nu s-a născut sfânt în afară de Iisus Hristos. Toți oamenii care s-au născut vreodată pe pământ, în afară de Hristos, s-au născut în păcat. În Psalmul 51, versetul 5 spune așa, iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Omul lui Dumnezeu, David, recunoaște că s-a născut cu predilecții înspre păcat. Că nu-l înveți pe om să mintă și el minte. Nu-l înveți pe copil să ascundă și el ascunde. Nu-l înveți pe copil să fie posesiv și el vrea toate jucăriile să fie a lui. De unde toate aceste predilecții înclinate înspre rău? Din faptul că noi toți, absolut toți, și eu, și dumneavoastră, și America, și lumea întreagă s-a născut în păcat și zace în cel rău. A venit cineva care vrea să ne smulgă din acest mediu păcătos al răului
și să ne transfere în împărăția luminii. Și acesta este Iisus Hristos. În momentul în care aud cuvântul lui Hristos, Biblia, îl cred, Dumnezeu prin Hristos face ceva în viața mea. Și anume, Dumnezeu mă naște din nou, adică mă reformează. Există două elemente pe care El le folosește ca să mă nască din nou. Cuvântul lui Dumnezeu, dacă îl cred, Biblia, și Duhul Sfânt, dacă îl las să intre în mine. Duhul Sfânt și cuvântul lui Dumnezeu produce în mine acea reformă spirituală. Mă naște din nou. Problema multor creștini astăzi, care vin în biserici, ar trebui să-și opună: sunt eu născut din nou? Nu dacă-s botezat în apă. Că a fi botezat în apă e un proces care explică că s-a întâmplat ceva în trecutul vieții. Nu că se întâmplă în prezentul acel al botezului. Că doar în prezentul acel al botezului intri uscat și ești ud. Asta e toată diferența. Ci botezul în apă trebuie să fie însoțit mai înainte de o naștere din nou, de o schimbare interioară. Schimbarea asta interioară are niște semne exterioare. Adică dacă m-am născut cu predilecția de a minți, născut din nou, nu mai mint. Cu predilecția de a fura, născut din nou, nu mai fur. Cu predilecția de a bârfi, născut din nou, nu mai bârfesc. Și toate aceste schimbări le face așa numită, despre care a vorbit Iisus lui Nicodim, naștere din nou. Dacă nu ești născut din nou, nu intri în cer. Poți să fii botezat în apă, dar dacă nu ești născut din nou, nu intri în cer. Poți să fii penticostal, poți să te înscrii în biserică, poți să vii la biserică, poți să faci multe lucruri. Cel mai important lucru este să fim născuți din nou. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. 2 Corinteni 5:17, Apostolul Pavel nu spune cine s-a botezat în apă, e o făptură nouă. Nu spune cine vine la biserică, e o făptură nouă. Ci spune așa, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Asta e cel mai important pentru oricare dintre dumneavoastră, pentru mine, pentru noi, pentru copiii noștri, nașterea din nou. Poți să fii chiar botezat cu Duhul Sfânt, dar nu se întâmplă botezul cu Duhul Sfânt până nu ești născut din nou. Iar Iisus spune în felul următor, în Ioan 8:24, dacă nu credeți că eu sunt, adică nu credeți cuvântul, veți muri în păcatele voastre. Sunt păcate oare pe care Hristos nu le iartă niciodată? Sau Dumnezeu? Iată ce spune în 1 Ioan 5:16. Vă rog să puneți 1 Ioan 5:16. Și acolo cuvântul Domnului spune așa. Dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, să se roage și Dumnezeu îi va da viață. Pentru cei ce n-au săvârșit un păcat care duce la moarte. Este un păcat care duce la moarte, nu îi zic să se roage pentru păcatul acela. Care sunt păcatele astea care duc la moarte? Că sunt păcate, auzi, zice Ioan, care nu duc la moarte. Să te rogi pentru omul acela să scape de păcatele alea care nu duc la moarte. Dar care sunt păcatele care duc la moarte? Și aș vrea în această zi să prezint 6 păcate care nu le iartă Dumnezeu. Și aș vrea să le ținem minte, să ne păzim de ele și să nu le facem niciodată. Primul păcat care nu-l iartă Domnul este hula împotriva Duhului Sfânt. Despre asta vorbește Iisus aici. De fapt, ce a făcut Iisus? Iisus a făcut o minune. Și făcând această minune, frații lui, rudele lui, au zis, e nebun. Iar cărturarii au zis, lucrează cu dracu. Cu Belzebut, cu domnul dracilor. De fapt, cine e Belzebut? Belzebut, dacă ne uităm în Biblie, în 2 Împărați, capitolul 1, de la 1 la 18, acolo găsim că Ahazia, un împărat al lui Israel, a apelat odată la Belzebut pentru a-l întreba pe acest zeu al filistenilor, care era așezat în Ecron,
după ce el a căzut, dacă se va face bine sau nu. Omul lui Dumnezeu, Ilie, este atenționat și este foarte supărat că împăratul lui Israel apelează la Dumnezei străini, la zeități păgâne, ca să-l întrebe pe Belzebul dacă se va face bine sau nu. Se închinau la diavol filistenii. Și o să ajung un împărat al lui Israel să întrebe pe diavol dacă se va face bine. E ca și cum s-ar duce un creștin la vrăjitori, la ocultism, și ar practica ocultismul. E un păcat extraordinar să te duci să întrebi pe diavol dacă vei trăi și ce viitor vei avea. Ca și Saul care s-a dus la vrăjitoare. Ca și acest împărat, Ahazia, care s-a dus să întrebe pe Belzebul dacă se va face bine sau nu. Și omul lui Dumnezeu, Ilie, îi transmite un mesaj. Așa vorbește Domnul, pentru că ai vorbit, pentru că ai trimis pe solii tăi să întrebe pe Belzebul, iată că nu o să te mai ridici din patul tău, ci vei muri. Când aude împăratul Ahazia, trimite două cetea, câte 50 de oameni, ca să-l cheme pe Ilie să vină la patul lui. Știți istoria, nu vreau să intru acolo, au murit pentru că a venit foc din cer, s-au dus prima căpetenie și a zis, da, om al lui Dumnezeu, coboară-te și vină la împărat, dacă sunt omul lui Dumnezeu, să coboare foc din cer peste voi. Și s-a coborât foc din cer și a mistuit pe 50 de oameni. S-au dus alți 50 cu o altă căpetenie și au zis același lucru și pe aceștia, i-a nimicit Domnul prin foc. Și a venit o a treia căpetenie, acesta mult mai manierat, mult mai respectos, contează să fii manierat și respectos, să nu fii un obraznic și un nesimțit, contează foarte mult. Și a plecat genunchi în fața omului lui Dumnezeu, a lui Ilie, și în genunchi îi vorbește lui Ilie, om al lui Dumnezeu. Dumnezeu, te rog viața mea să fie scumpă înaintea ta și a oamenilor cu care sunt. Și îngerul Domnului spune lui Ilie, coboară-te cu el, că nu-ți va face niciun rău. E rău când un creștin apelează la horoscop, ca să întrebe horoscopul, oare voi birui, oare ce zodie sunt? Cum, cu cine să mă căsătoresc, dacă e din aceeași zodie sau dacă e din altă zodie? Se înțelege Capricornul cu Taurul sau nu se înțelege? Sau Racul cu nu mai știu ce? S-auzi așa ceva, creștini care vor să se unească în virtutea unor zodii. Nu mergeți la Belzebud! Primul păcat este hula împotriva Duhului Sfânt. Ce înseamnă să hulești? Pentru că nu se prea predică despre hula împotriva Duhului Sfânt. Am auzit vorbindu-se despre hula împotriva Duhului Sfânt din partea unor proroci care prorocesc și fiindcă nu au o priză atât de mare, nu sunt atât de credibili, ca să nu pui prorocia lor sub observație, vin cu acest slogan. Să nu cumva să nu crezi că asta e hulă împotriva Duhului Sfânt. Prin asta să nu le judeci prorocia. Oare chiar așa? Oare ce spune Ioan în 1 Ioan capitolul 4 versetul 1? Prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Am voie să judec o prorocie? Am! Pe ce bază? Pe baza Scripturii, nu pe baza gândurilor și a ideilor mele. Nu înseamnă că acel proroc care prorocește n-are voie să fie judecat, că eu hulesc pe Duhul Sfânt dacă judec prorocia. Nu! Biblia spune, cercetați duhurile, vezi sursa, vine de la Dumnezeu sau vine de la Satan, că și Satan poate să prorocească. Și Satan știe să spună anumite lucruri din viitor. Când eram la teologie, la școală, am întrebat, chiar s-a ridicat Samuel din morți? Și chiar Samuel a fost cel care i-a spus lui Saul cum se va sfârși. Și unii teologi spun nu, ci un diavol care s-a prefăcut în Samuel ca să-l înșele pe Saul, i-ar fi spus lucrul acesta. No, eu nu știu 100% lucrul acesta, nu pot să zic exact așa a fost. Dar în orice caz, faptul că s-a dus la vrăjitor, eu nu cred că Dumnezeu lucrează cu vrăjitorii, nu cred. Ceva acolo necurat s-a întâmplat, dar s-a întâmplat. Ce-o fi hula asta împotriva Duhului Sfânt? Ce înseamnă hulă? M-am uitat în dicționarul român să văd ce spune
că înseamnă a huli. Auziți? A huli înseamnă a spune vorbe de ocară sau de batjocură la adresa cuiva, a blama, a bârfi, a defăima, a calomnia, a denigra, a discredita, a ponegri pe cineva. Asta înseamnă hulă. De fapt, ce s-a întâmplat în textul de față? Iisus făcuse o minune și ăștia nu credeau în minunea care a făcut-o Iisus. Unii ziceau, e nebun, ceilalți ziceau, lucră cu dracu. Iar Iisus le spune, oameni buni, fiți atenți ce vorbiți. Că ceea ce fac, am făcut cu degetul lui Dumnezeu, că Satana nu poate lupta împotriva lui Satana. Că l-am eliberat pe cel posedat, nu l-am eliberat cu Satana, că Satana nu fugărește pe Satana. Ci Satana fuge când vede degetul lui Dumnezeu. Deci, prin urmare, aveți grijă să nu huliți, să nu puneți la îndoială pe Duhul Sfânt și lucrarea Lui care o face, punând-o pe seama celui rău, pentru că asta e păcat. Pe vremea când eram copil, erau trei frați gemeni în localitatea unde am crescut. Adunarea era o casă pe care tata o dat-o bisericii să fie biserică. Pentru că, știți, cei din generația mea și din generația dinaintea mea, nu a fost ușor să ai o casă de adunare. Frații au făcut cum au putut. Unii și-au dat o cameră, alții au dat o casă, ca să aibă casă de adunare. Și în casa asta de adunare, frații se adunau, eu eram copil, mai forțat, mai mergeam și eu la rugăciune, pentru că nu eram întors la Domnul, chiar dacă m-am născut în familie de penticostal, până n-a venit ziua aceea când Dumnezeu s-a întâlnit cu mine, m-a născut din nou și am înțeles ce înseamnă să fii creștin. Mergeam și eu la adunare. Intram în adunare, frații se rugau, erau prorocii, era lucrarea Domnului, era prezența lui Dumnezeu. Niște frați, trei frați gemeni, care erau de altă confesiune religioasă, ortodoxi, își băteau joc de frați. Veneau, luau pietre, pentru că ne adunam seara după lucru, era noaptea, era lumină, nu făceam rugăciuni cu lumina stinsă și cum se auzeau tot felul de minciuni și de blamări din astea neadevărate despre frații noștri care se adunau la rugăciune. Luau pietre și aruncau în geam. Și veneau și mai ascultau pe la geam și îți auzea, fiind rugăciunea tare, se auzea pe la geam când frații vorbeau în limbi, când frații se rugau, iar ei afară, în mod batjocoritor, vorbeau și ei cică în limbi, batjocoreau, prindeau un cuvânt în limbi și apoi îl repetau și îl blasfemiau și îl batjocoreau. Și am stat să mă gândesc, Doamne, oare asta o fi hulă împotriva Duhului Sfânt? Ce batjocoresc ăștia? Ce fac ăștia? N-a trecut multă vreme și unul dintre ei s-a dus, munceau în construcții, s-a dus lucra la o betonieră din asta de făcut beton. N-a avut pământare, a pus mâna pe volanul acela de fier al betonerei să întoarcă betonul și în momentul acela, 220 curentul, n-a avut pământare, frate Nelu, cred că mă exprim bine, da? Cu curentul, a făcut scurt circuit prin betonier, a trecut curentul, el a pus mâna și când pui mâna așa, te atrage curentul, când pui dosul mâinii, te respinge curentul, corect? A pus mâna pe volanul acela de la betonieră, când se întoarcă betonul, cei 220 au trecut prin el și acolo au rămas pentru totdeauna. Iar ceilalți doi n-au sfârșit-o nici ei bine. Și m-am gândit ce înseamnă să hulești lucrarea Duhului Sfânt. Oare ce înseamnă totuși a huli? Haideți să vedem din punct de vedere biblic câteva lucruri care vorbesc despre hulă, ca să ne păzim de hulă. Hulă înseamnă o stare de răzvrătire continuă, de conflict și împotrivire permanentă față de Duhul Sfânt. Faptele Apostolilor 7:51. Ce spune Ștefan? Voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt, spune primul martir al bisericii. Așa cum au făcut și părinții voștri. La ce se împotriveau ei? Când Ștefan predica de Iisus, când le spunea de Iisus Hristos, ei respingeau mesajul, spuneau, nu credem așa ceva. Voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. B. A huli pe Duhul Sfânt înseamnă o respingere permanentă a cuvântului lui Dumnezeu, denigrându-l. Psalmul 50, versetul 16. Iată ce spune Domnul. Ce tot înșiri tu legile mele și ai în gură cuvintele mele, când tu arunci înapoi a ta, ce? Cuvintele mele. Auzi cuvântul Domnului în fiecare duminică, dar niciodată cuvântul nu pătrunde să te schimbe. Auzi cuvântul la radio, auzi cuvântul la TV, auzi cuvântul în predică, în biserică, dar nu lași acest cuvânt al lui Dumnezeu să pătrundă în tine, în permanență îl respingi, nu vocal, ci practic cu viața. Poate însemna o hulă împotriva Duhului Sfânt. Pentru cei căzuți de la credință, 1 Timotei 1:19-20,
și care nu se mai pot întoarce. Spune Apostolul Pavel la 1 Timotei 1, 19-20, zice, i-am dat pe mâna satanei ca să învețe să nu hulească. Pe cine să hulească? Adică Dumnezeu poate îngădui pe cel rău ca să-și bată joc sau chiar să facă praf pe unii care chiar au căzut de la credință și nu mai vor să se întoarcă. Evrei capitolul 6, 4-6 și Evrei 10:29 ne explică foarte clar. În Evrei capitolul 6, 4-6, cei ce au fost curățiți odată, au fost spălați, au gustat puterile veacului viitor, minunile viitoare și care totuși au căzut, este cu neputință pentru ei să fie întors, să fie înnoiți. Ei trebuie, pentru ei trebuie să mai moară a doua oară Fiul lui Dumnezeu. Iar puneți în Evrei 10:29, care explică ceea ce spune aici în Evrei capitolul 6. Și aș vrea să citesc Evrei capitolul 10, versetul 29. Cu cât mai aspră pedeapsă, credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului. E vorba de oameni care au căzut, care au fost cândva în credință, dar care au căzut de la credință, s-au dus în lume. Cred că hula împotriva Duhului Sfânt nu se găsește în biserică. Nu cred că este vorba de frați și surori din biserică, ci este vorba de cei din afara bisericii, de cei care aud cuvântul, dar nu-l primesc, îl resping, de cei care aud lucrarea Duhului Sfânt, nu o cred, ci o resping, de cei care se împotrivesc cuvântului lui Dumnezeu. Știți, pe vremea lui Ceaușescu, când au venit Biblii în România și au fost capturate tiruri cu Biblii, în mod sarcastic, exact ce fac chinezii, comuniști acum, au făcut comuniști în România, au luat Bibliile și au făcut din hârtia de Biblie, hârtie igienică. Așa că uneori cei care s-au dus la toaletă și au desfășurat acel sul de hârtie igienică, uneori au mai rămas imprimate chiar versete din Biblie pe hârtia igienică. Nu este asta un fel de blasfemie? Nu este asta hulă împotriva lui Dumnezeu? Iată, despre acest păcat spune Iisus, niciodată nu va fi iertat acest păcat. Un al doilea păcat pe care Dumnezeu nu-l iartă, sunt păcatele pentru care nu ți-ai cerut iertare lui Dumnezeu. Păcate care le-ai făcut și nu ți-ai cerut iertare lui Dumnezeu. Crezi că poți să-ți acoperi păcatul? Niciodată n-ai zis lui Dumnezeu de păcatul acela, Doamne, te rog frumos, iartă-mă pentru păcatul acela. Îl ții acolo ascuns în tine, îl mognești și niciodată n-ai zis lui Dumnezeu, iartă-mă. Știi că Dumnezeu nu iartă până nu zici, iartă-mă. Da, Dumnezeu a pus mijloacele Harului la dispoziție. L-a trimis pe Hristos să moară pentru păcatele lumii întregi. Dar am eu, păcătosul, vreo responsabilitate față de Dumnezeu, ca Dumnezeu să mă ofere iertare? Trebuie să fac ceva sau nu trebuie să fac nimic? Păi trebuie să fac. Știi ce trebuie să fac? Să vin cu toate păcatele mele la crucea lui Hristos și să zic, Iisuse Hristoase, te rog, iartă-mă de toate păcatele. Regret tot trecutul meu tenebros, păcătos, stricat. Te rog, iartă-mă. Și dacă fac asta, Dumnezeu oferă iertare. Dar până nu zici, iartă-mă, nu conștientizezi păcatul, Dumnezeu nu te iartă. Poți să mori în păcatele tale. Auzi ce spune Psalmul 32, versetul 3 și 4. David spune lucrul acesta. El a experimentat-o. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Căci zi și noapte, mâna ta apăsa asupra mea. Adică nu l-a iertat Dumnezeu. Până n-o zis, am păcătuit. Nu l-a iertat. Dar ce-a făcut Dumnezeu în toată perioada asta când David tăcea? Dumnezeu apăsa. De ce apăsa Dumnezeu? Ca să-l preseze, să-l determină pe David să zică, iartă-mă Dumnezeule, păcatul meu mă apasă. Până nu zici, Doamne, iartă-mă, Dumnezeu nu te iartă. Știi, a ierta pe cineva, fără să-i ceri schimbare, nu ești decât un sponsor al răului. Acel om nu se va schimba dacă nu va zice, iartă-mă. Să-l ierți așa, trebuie să iertăm, da, trebuie să iertăm. Dar Biblia spune, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te, mustră-l, ceartă-l, fă ceva, dar rezolvă situația, discută cu el, cere-ți iertare dacă trebuie. Și el trebuie să zică, te iert. Conceptul acesta al iertării, noi nu iertăm așa ca oamenii fără minte, ci trebuie să existe o bază a iertării, la fel cum o face Dumnezeu.
Dumnezeu cunoaște păcatele ascunse. Ieremia 23:24, poate cineva să stea într-un loc ascuns fără să-l văd eu, zice Domnul? Nu umplu eu cerurile și pământul, zice Dumnezeul meu? Crezi tu că poți să-ți ascunzi păcatul de Dumnezeu? Proverbe 28:13 spune, cine își ascunde păcatele, nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurarea lui Dumnezeu. Niciun om nu poate ierta în locul lui Dumnezeu. Tu dacă ai greșit față de mine, eu pot să te iert în raport cu mine, dacă vii și zici iartă-mă. Dar în raport cu Dumnezeu, eu nu pot să mă pun între tine și Dumnezeu și să zic, ești iertat de Dumnezeu. De aceea nu există preoți care pot să ierte păcatele. Biserica nu iartă păcate. Preoții nu iartă păcate, pastorii nu iartă păcate. Cel care iartă păcatele când ai greșit, vorbesc față de Dumnezeu, este numai Dumnezeu. Nimeni nu poate ierta în locul lui Dumnezeu. Știți ce greșeală fatală a făcut Saul în 1 Samuel 15:25 când s-a dus la Sfântul Samuel și i-a spus Sfântul Samuel, ai păcătuit înaintea lui Dumnezeu. Știți de ce nu l-a iertat Domnul pe Saul? Că tot m-am întrebat, Doamne, de ce nu l-a iertat pe Saul? Doamne, de ce nu l-a iertat pe Iuda? Doamne, de ce nu i-a iertat pe unii? Știți pentru ce? Uitați unde parcurge, ce face Saul. Când Saul aude că a păcătuit, auzi cum se roagă lui Samuel. Acum te rog, îi zice lui Samuel, iartă-mi păcatul, întoarce-te cu mine ca să mă închin până la pământ înaintea Domnului. Dar poate Samuel să ierte păcatul? Când tu greșești față de Dumnezeu, eu nu pot să te iert în raport cu Dumnezeu. Dumnezeu l-a trimis pe Hristos ca prin El să fie iertat în raport cu Dumnezeu. Când ai păcătuit înaintea lui Dumnezeu, mărturisește-ți păcatele înaintea lui Dumnezeu. Că dacă nu le mărturisești, spune Numeri 32:23, păcatul vostru vă va ajunge. Într-o zi păcatul tău te ajunge și ține minte, păcatul n-are fraț, n-are suror, n-are mamă, n-are tată, n-are biserică, n-are Dumnezeu, n-are milă, păcatul distruge. Înainte să te ajungă păcatul, mai bine să te ajungă mâna lui Dumnezeu. Am văzut un interviu săptămâna trecută și am rămas foarte șocat. Un om de la televiziune a mers și a intervievat pe oameni pe stradă. Dacă mor la noapte, unde te duci? Și a ajuns în fața unui om care era cuprins de patima alcoolului. De data aceasta omul era treaz, nu era turmentat, nu era biat. Și l-a întrebat, dacă mor la noapte, unde te duci? Și el foarte râzând și foarte așa, fără nicio problemă, zice, în iad, acolo e locul meu, în iad, și râdea. Și am zis, Doamne, cum poți să glumească oamenii cu păcatul? Conștientizează păcatul, nu-și cer iertare pentru păcat și știu că vor merge în iad și chiar glumesc cu treaba asta. Pentru păcatul care nu-ți cer iertare lui Dumnezeu, Dumnezeu nu te iartă. Și acel păcat te distruge, te duce în iad. Un al treilea păcat, când nu crezi că ești păcătos, înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu nu-ți iartă păcate. Pentru ce să te ierte? Păi am auzit atâția oameni, de ce să mă pocăiesc? Pentru ce să mă pocăiesc? Pentru ce? Că n-am dat în cap la nimeni, n-am spart casa nimănui, n-am furat, n-am delapidat, n-am ucis, n-am făcut. Pentru ce să mă pocăiesc? Sunt oameni care nu cred că sunt păcătoși. În aceeași situație este pilda vameșului și al fariseului din Luca 18, 9 la 14. În care fariseul zicea, Doamne, eu îți mulțumesc că nu-s ca lumea. Eu dau zeciuială, postesc, mă rog și, Doamne, în final și la urma urmei, nici ca vameșul ăsta, ultimul om. Om care nu credea că e păcătos. Vă spun, Iisus a zis că omul acela păcătos a plecat acasă considerat neprihănit. Iar neprihănitul a plecat în continuare cu păcatele lui. Fariseii nu credeau că sunt păcătoși, Luca 9, 40 la 41. Iar 1 Ioan, capitolul 1, versetul 8, dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. În 1 Ioan 1:10, dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui Dumnezeu nu este în noi. Vreau să te întreb, tu crezi că ești un păcătos? Crezi că ești un păcătos iertat? Că dacă nu crezi că ești un păcătos și un păcătos iertat, Dumnezeu nu-ți iartă păcatul. Poți să rămâi cu perfecțiunea ta, să te crezi că ești perfect, că n-ai nicio greșeală. Asta s-o crezi tu, însă nu crede Dumnezeu. Un al patrulea păcat sunt păcatele care nu le părăsești. Sunt oameni care vin
păcătuiesc, le pare rău, vin și zic, Doamne, iartă-mă, Doamne, am păcătuit. Dar după aceea, în următoarea săptămână, exact același păcat îl repetă. Și îl repet același păcat de ani de zile. Păcatele care le repeți și nu le părăsești, Dumnezeu nu le iartă. Părăsește-le odată, omule. Dumnezeu vrea să te ierte. Dar până când veți șchiopăta, strigă profetul, de amândouă picioarele, strigă Ilie, chemându-i la Carmel, chemându-i la închinare, până când veți veni în fiecare an, vă veți plânge păcatele și apoi mergeți și iar păcătuiți și apoi iar veniți cu aceleași păcate, până când veți șchiopăta cu de amândouă picioarele, strigă profetul. În Ieremia 7, 8 la 10, nu mai este timp, vă rog, citiți acasă, Dumnezeu prin profetul Ieremia strigă la ei, până când veți repeta păcatele și vă veți cere iar iertare și iar le veți repeta și iar veți face aceleași păcate și iar veți veni și vă veți tângui și veți plânge și veți spune înaintea Domnului păcatul și iar. Păi dacă te rogi, nu mai vreau să beau și iară bei. Doamne, scapă-mă și iar iei droguri. Doamne, scapă-mă de bârfă, de minciună, de ură și iar le repeți în săptămâna următoare. Te întreb, până când? Cât crezi că e de mare răbdarea lui Dumnezeu? Roman 6, 1 la 2. Pune o întrebare retorică apostolul Pavel. Să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul? Adică să repetăm păcatele de care tot ne cerem iertare? Nici de cum! Cum noi care am murit față de păcat să mai trăim în păcat? Nici de cum! Vrei să fii iertat? Părăsește păcatul acela care l-ai repetat poate până azi. Pornografie, droguri, minciună, ură, bârfă, orice. Numește și păcate mici. Că noi penticostali, ne ferim de păcate mari. Și slavă Domnului că așa zicem noi, păcate mari. Curvie, ucidere, nu mai știu ce. Dar nu ne ferim de păcate mici. Și vulpile mici, scrie Iisus, spune Iisus că strică viile în floare. Păcatele mici, da. Păi ce, o minciunică e un păcat? O bârfă e un păcat? O ură să țin așa în inimă? Nu. Îi. Un al cincilea păcat pe care nu le iartă Dumnezeu, păcatele neiertate cu care merg oamenii în veșnicie. În tot timpul vieții ei nu s-au rugat ca Dumnezeu să ierte. Și-au murit în păcatele lor. Mai pot oamenii ăștia să fie mântuiți? Biserica Catolică zice, da, mai sunt. Zice, există un purgatoriu, așa numită stare intermediară, unde dacă n-ai avut timp în timpul vieții să-ți mărturisești păcatele, ai timp în purgatoriu, în starea aia intermediară dintre viața terestră și viața eternă, există o stare intermediară numită purgatoriu și acolo în purgatoriu omul are timp să se purifice, să-și ceară iertare lui Dumnezeu și Dumnezeu să ierte păcatele. Ați găsit așa ceva că a spus Iisus în Biblie? Găsim că au spus profeții în Vechiul Testament așa ceva? Niciodată. Nu există stare intermediară. Știți ce a spus în Luca 5:24 chiar Iisus? Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele. Odată ce ai ajuns în veșnicii, nu se mai iartă păcatele. Nu se mai trec cu vederea. Nu mai există nicio jertfă. Și după cum oamenilor, spune Evrei 9:27, le este rânduit să moară o singură dată. După aceea vine judecata. Iar apostolul Pavel în 1 Timotei 5:24 spune așa, ca să elucideze acest concept. Păcatele unor oameni sunt cunoscute și merg înainte la judecată. Iar ale altora vin pe urmă. Tu când ai vrea să-ți meargă păcatele? Înainte sau să vină pe urmă? Păi niciodată. Dar dintre cele două rele, pe care e mai rău? Eu zic, mai bine să meargă păcatele înainte, să le judece Domnul câte vreme eu sunt pe pământ, să mă ierte Domnul, să mă sfințească Domnul, ca atunci când va veni judecata să am păcatele iertate. Că dacă păcatele vin după mine la judecată, nu le mai iartă nimeni. Și în al șaselea rând, Dumnezeu nu-ți iartă păcatele tale dacă tu nu ierți greșelile altora. Mă auzi bine ce spun? Dacă tu nu ierți pe fratele tău, nici Dumnezeu nu-ți iartă păcatele tale. În rugăciunea din Matei 6:12, spunem așa, ne-a învățat Iisus, și ne iartă nouă greșelile noastre,
precum și noi iertăm greșiților noștri. Adică, Dumnezeule, cum eu iert, așa să mă ierți Tu. Putem să spunem noi amin la asta? Cum eu iert pe alții care vin și zic, iartă-mă, așa să mă ierți Tu, Dumnezeule, pe mine. În Luca 6:37 Iisus a spus, iertați și vi se va ierta. Sunt oameni care au fost iertați de Dumnezeu, dar care nu vor să ierte pe seminii lor. Ce va fi cu aceștia? Matei 18:21-35. Știți pilda robului nemilostiv. Că Petru a venit la Iisus și a zis, învățătorule, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Iisus i-a zis, eu nu-ți zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. De 490 de ori într-o zi, dacă un frate ți-a greșit și vine și spune, iartă-mă, tu de 490 de ori într-o zi să-l ierți. Dar poate greși cineva de 490 de ori. Eu nu știu, combinări de ani luate câte ca. E greu, nu știu. Și apoi le-a spus o pildă. Și în pilda aceasta a spus despre un rob nemilostiv. Că robul acesta a împrumutat o sumă de bani mare de la stăpânul lui și n-a mai putut să o dea înapoi. Stăpânul l-a chemat și a zis, văd că nu mai poți să-mi plătești, luați-i soția, luați-i copiii, luați-i tot ce are, vindeți-i și aruncați-l în temniță până va plăti toată datoria. Doamne, te rog, Doamne, n-am de unde să-ți plătesc. Doamne, vezi că-s așa. Te rog, iartă-mă, iartă-mă. Nu-mi lua soția, nu-mi lua copiii, nu mi-i vinde, te rog. Voi face tot posibilul și îți voi plăti. Și văzându-i smiorcăiala, văzându-i plângerea, lamentația, stăpânul zice că i s-o făcut milă și o zis săracul. Măi, eu sunt așa de bogat, mie nu stau în banii lui. Auzi, știi ce m-am gândit? Îți iert toată datoria. Poți să pleci liber, nu mai trebuie să-mi plătești niciodată nimic. Și el în loc să se bucure, mă, că păi, dai, să vină de la bancă să-mi trimit o hârtie, zice, nu mai trebuie să plătești nimic, că ți-ai plătit în casa vară. Păi eu, nu știu, m-aș duce până la banca aia tăsărind de bucurie și le-aș mulțumi. Nu se întâmplă asta, nu vă temeți, nu se întâmplă. Numai după ce ți-ai plătit-o afară, îți vine hârtia. Da? Ăsta, zice Biblia, că a ieșit afară și în loc să se bucure, era nervos. L-a prins pe unul din tovarășii lui care era dator cu 100 de lei. Păi ce 100 de lei? Și zice, îl strângea de gât, plătește-mi ce mi-ești dator. Stai mă, omule, că o să-ți plătesc. Nu! Din cauza ta era să ajung eu în pușcărie, plătește-mi, nemernicule. Cei care l-au condus afară din procesul acesta de judecată au rămas șocați. S-au întors înapoi și au zis stăpânului, stăpâne, a iertat pe cine nu trebuie. Dar de ce? Ce s-a întâmplat? Păi stăpâne l-a întâlnit pe unul din datornicii lui, care era dator cu 100 de lei. Și ăsta, ca și el, s-a plecat înaintea lui, o plâns, o cerut milă, iertare, o cerut să-i ofere timp. Și n-a vrut. Așa a făcut, așa. Chemați-l înapoi pe nemernic. Rob rău, viclean și leneș, spune în cele două evanghelii. Eu ți-am iertat ție toată datoria. Tu n-ai învățat nimic din asta. Nu erai dator să-l ierți și tu pe fratele tău? Scoateți-l afară, aruncați-l afară, puneți-l să plătească, puneți-l în pușcărie. Afară va fi plânsul și scrâșnirea. Tot așa va face, auzi ce spune versetul 35, tot așa va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Ai pe cineva cu ură în inimă? Astăzi, acum, când vom face rugăciunea, zi, Doamne, dă-mi putere să-l iert. Dă-mi putere să-l iert, că nu vreau din cauza lui să nu intru în cer. Tu m-ai iertat pe mine, poate de mai multe păcate, și eu nu pot să-l iert pe el de un păcat mic. Nu pot să-l văd, nu pot să-l aud. M-aș și muta din biserică din cauza lui, numai să nu-l mai văd. Și unii poate chiar s-au mutat din biserică că n-au putut să-i vadă pe alții. Nu știu cum va fi în ziua judecății, că nu eu judecătorul, ci judecătorul este el, îmbrăcat în haină de milă azi, care încă iartă. Dar atunci va fi îmbrăcat în haină de judecător care nu mai iartă. Acestea sunt 6 păcate pe care Hristos nu le iartă. Și dacă o să uitați predica, măcar nu uitați aceste păcate de care să ne ferim. 1. Hula împotriva Duhului Sfânt.
2. Păcatul pentru care nu ți-ai cerut iertare lui Dumnezeu. 3. Când crezi că ești un păcătos, când crezi că nu ești un păcătos înaintea lui Dumnezeu, păcatul rămâne. 4. Păcatele pe care nu le părăsești. 5. Păcatele neiertate cu care merg oamenii în veșnicii. Și 6. Dacă tu nu ierți, nici Dumnezeu nu le va ierta pe ale tale, dacă nu le ierți pe ale semenilor tăi. Haideți ridicați înaintea Domnului să ne rugăm lui Dumnezeu să ne păzim de aceste păcate, pentru că vreau cu toți să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute, amin.